Vorbeam ceva mai devreme despre nebunia iscată de ordonanța 13, despre urmările acelei ordonanțe, că inclusiv în Parlamentul European s-a vorbit acum fără foarte multe concluzii pe tema asta. Cu ce au rămas mulți dintre români? Cu imaginea unei doamne foarte vocale în urma protestelor de atunci. E drept, și imaginea pieței universității, imaginea pieței Victoriei, acolo unde au fost protestele ample în piața Victoriei, au început în piața universității și lucrurile au luat amploare acolo în fața guvernului, în piața Victoriei, dar au fost proteste și la Cotroceni. Și acolo la Cotroceni, cine a apărut? Floricica Dansatoarea. Floricica Dansatoarea a apărut și ieri la un alt protest, că s-a obișnuit deja cu protestele, dintr-un alt motiv, în față de schimbarea șefei de la Agenția Națională pentru Romi. Floricica Dansatoarea a venit și ea acolo și le-a luat apărarea tehnocraților. Oameni buni, veniți unde trebuie să venim cu toții țiganii! Ați venit astăzi. Este un semn că societatea civilă romă se maturizează. Ea a depistat frauda de 15 milioane de euro, ca să se înțeleagă. Cât? 15 milioane de euro. Frauda făcută în Agenția Națională de Drum. Banii romilor au fost. Noi trebuie să ne strângem, nu să așteptăm câteva săptămâni. Cum a ieșit lumea la piața Victoriei, așa și noi toți romii să vinem să facem dreptate pentru noiembrie anul trecut. Știți foarte bine că fac parte din partea tehnocrată, nu sunt afiliată politic. Doamna Claudia cum? Claudia Grosu. Doamna Claudia Grosu, eu o să fiu în față și o să ajut, pentru că văd că vrea să o dea jos, că a fost sinceră și dreaptă, nu o cunosc oameni buni, se vede după față și după vorbă. Eu o să fiu pentru ea și oricând, eu nu vreau să se dea jos doamna Claudia Grosu! Eu vreau dreptate! Poliția e cu... La poliția locală e cu noi. Cum ar rămâne rău? Și cu Florica! Florica, cantatoarea! Bun, acolo cred că motivul a fost unul serios, nu? Că din ce vedem noi la televizor, ați vorbit de foarte multe ori despre drepturile romilor, dar ce vedem noi la televizor e așa o, iertați-mă că folosesc termenul ăsta, o hăhăială cu Floricica Dansatoarea, care e foarte vocală și foarte simpatică, dar eu nu cred că oamenii au înțeles ceva. Da, este o glumă proastă, un show ieftin, unii ar folosi și un alt termen peorativ asupra romilor, o țigănie, nu? Ca să ilustrăm bine acest termen, sigur, avem astfel de fenomene și de oameni care protestează ca să susțină un demnitar demis din funcție, într-un algoritm firesc. Se schimbă guvernul și toți demnitarii, da, se cam schimbă. Doamna Claudia Grosu a fost numită, dacă mă știu, în noiembrie de guvernul Cioloș și a rezistat totuși 3 luni în timpul guvernării PSD, ceea ce este un mare, mare, mare pas înainte. Schimbarea dumneavoastră era firească din acest motiv, algoritm politic. De altfel, ea este un profesionist, o cunosc foarte bine, am și lucrat împreună, a fost consilierea mea la fondurile europene când am fost secretar de stat acolo, un profesionist bun, dar care, sigur, nu a rezistat în această bătălie politică. Acum este numit domnul Daniel Rădulescu, un activist rom cu state vechi, un foarte bun manager și un bun profesionist. Sunt convins că lucrurile vor merge mai bine la Agenția Națională pentru Rom, pentru că această instituție, în contextul politicii românești, este foarte, foarte, foarte slăbită. Și, într-adevăr, au fost probleme și cu de management acolo, cu bani neraportați corect. Deci, bateria lămurită problema Agenției Naționale pentru Rom și sunt convins că domnul Daniel Rădulescu, noul președinte, curând secretar de stat, va fi capabil să o ducă la bun sfârșit, să aducă, atenție, coerență în politice publice. În România avem mai multe instituții care se ocupă de romi și nu știu una de alta. Avem Ministerul Muncii care se ocupă de o bucată în relație cu Consiliul Europei. Avem Ministerul Fondurilor Europene care are punct național de contact și care se ocupă de Comisia Europeană și Parlamentul European. Avem Agenția Națională pentru Rom care nu se ocupă de nimic. Dar avem noul șef sau unul dintre mulți șefi de care ați convenit de la instituții să facă ceva în așa fel încât să nu aibă nici romii, nici ceilalți vreo problemă atunci când ies din țară și
li se pune o etichetă automat, ștampilă, vina este a infractor. Noastră, ne aparține nouă, în primul rând, celor care nu facem parte din această categorie sau din această etnie. Fiecare are partea lui. Ne aparține nouă, pentru că de fiecare dată când cineva a spus că o persoană de etnie romă a făcut o greșeală, noi am spus ne discriminează. În același timp și foarte multe persoane de etnie română fac prostii. Deci noi trebuie să nu acceptăm niciuna dintre aceste categorii. Dar domnule, a făcut o prostie, merită să fie sancționată în același mod. Dar individual, sigur, nu generalizare. Da, sigur. Corect. Că da. Noi avem o mare problemă acum. Noi spunem așa, toți românii sunt de o anumită etnie, toți românii sunt hoți, că toți cei de la etnia respectivă sunt hoți. Eu iar spun așa, nu, eu spun așa, am spus așa și o spun de fiecare dată. Disputa și în Franța a plecat și cum domnul Necula a amintit foarte bine că Marine Le Pen a fost împotriva românilor, nu, a fost împotriva unui grup mic de oameni format și din români și din altă etnie. Care au făcut foarte multe prostii în Franța. Și au spus atunci, neștiind despre ce... Și atunci, noastră naționaliștii, cum noi să nu fiți înțeleși greșit aici în România? Că o să spună... Păi suntem înțeleși greșit, pentru că nimeni n-acceptă o argumentare. Noi suntem cei care am spus... Știți că sunt în România, apropo de asta, știți că sunt în România, în Franța. În Franța sunt 15.000 de romi, toți romii din România care au migrat. Adică nu este atât de mic și de infim, încât doar un subiect politic poate transforma această problemă într-o realitate. Lucrurile acestea sunt evidente. Lucrurile sunt evidente că s-au transformat într-o dispută politică pentru a câștiga capital politic. Dar sunt evidente, dar vina ne aparține nouă rom. Să spună așa, da, domnule, avem această problemă. Da, pentru că în momentul în care răspunzi că ai o problemă, trebuie să găsești o rezolvare. Pentru că în România, România a fost sclav, după cum știți, 500 de ani. E cea mai lungă sclavie a unui popor din lume. 500 de ani de sclavie. Bun, n-au fost politici de incluziune. Bun. Toate astea sunt, într-adevăr, sarcina noastră. Și trebuie să lucrăm împreună să remediem problemele astea. Cred că marea problemă noastră este acceptarea. Dom'le, avem oameni care au făcut greșeli. Problema e că toată lumea declară că vrea să lucreze bine pentru a rezolva problemele din sânul comunității rome. Să cheltuiesc foarte mulți bani pentru asta, inclusiv bani europeni, au ajuns și dosare penale, de pildă cel de la Partida Romilor, cum din Vulcă și mai departe, și situația comunității nu s-a schimbat asta major. Asta e, în ciuda regilor și împăraților și doamna și argument aici, sunt și lideri. Apropo de pe foarte mulți bani, există un sociolog rom, Gel Duminică, care a făcut un calcul de câți bani au fost investiți pe problematica romilor în 15 ani. Și calculul ești 2 euro pe cap de rom în 15 deci ani. Deci atenție, domnilor, avem sume care par mari, dar tocmai pentru că subiectul este unul extrem de vast. Vă adresez deja invitația să ne reunim în această formulă, să vorbim, să continuăm practic discuția. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici acestei dezbateri de la Fix, Agenția Nacomand cu știrile.